Transfer de marcă în voleiul românesc. Unul dintre cei mai valoroși jucători, Bogdan Olteanu, se întoarce în prima ligă din România. Voleibalistul în vârstă de 36 de ani a semnat un contract pe un sezon cu tricolorul LMV Ploiești. Olteanu revine în țară după ce în ultimii 15 ani a evoluat în Europa, America de Sud și Asia. Sezonul trecut el a evoluat în Italia la Exprivia Molfetta. Bucureșteanul joacă pe postul de extremă și trăgător secund, are 1,99 m înălțime, 96 de kg și o detentă de invidiat, atât în ofensivă cât și în defensivă, peste 3 metri în ambele situații. Unul dintre cei mai valoroși jucători ai României din toate timpurile are un palmares de invidiat. Este triplu câștigător al campionatului din Argentina, medaliat cu bronz la Mondialul Cluburilor, dublu participant în Liga Campionilor. Iar despre Olteanu se poate spune că este și omul cupă, având în vedere că a câștigat acest trofeu de două ori în Germania, o altă dublă în Spania și încă o dată în Franța. A jucat și Final Four-ul CEV în 2009 cu Unicaja Almeria, și de-a lungul anilor s-a ales și cu numeroase premii individuale. Cel mai bun jucător pe postul său din Superliga Spaniolă, două sezoane la rând, MVP în Cupa Master Argentina 2011-2013, același titlu la finala Ligii Argentinei și cel mai bun jucător străin din campionatul lor în 2012 și din nou MVP într-o altă competiție. Bogdan Olteanu și-a început cariera la Știința Bacău, după care a continuat-o la Universitatea Craiova, iar apoi și-a început traseul în cele mai tari campionate ale lumii.